analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Suntem aproape de finalul unei noi săptămâni pline de evenimente, unei săptămâni în care, iată, se fac pași importanți spre un eveniment unic în politica post-decembristă românească. Pentru cei care nu știu, vă reamintesc, undeva la final de mai 2023 trebuie să se respecte un protocol ce a adus o premieră în egală măsură în România, o alianță funcțională între trei partide, e vorba de PSD, PNL și UDMR. La finalul lunii mai se va produce rotativa guvernamentală, termenul noi îl știm cumva din istorie, doar că e vorba de foarte, foarte, foarte mulți ani în urmă, atunci când la conducerea țării se roteau guvernele și culorile politice. Ei bine, în contextul acesta, rotativa guvernamentală înseamnă schimbarea premierului din partea PNL cu un premier desemnat, susținut de către socialdemocrați. Numai mâine nu este poimâine. Vine un 2024 cu toate rundele de alegeri. În egală măsură, nu putem spune că doar ne bucurăm de PNR, ci tragem și ponoasele pe multe sectoare din PNR. Mereu am avut senzația că măcar în câteva domenii majore s-a negociat, nu știu dacă din interes sau dezinteres, dar cam pe genunchi. Despre situația politică, despre situația administrativă, despre ce se întâmplă în România, în Gorjul, în Târgu Jiul lui 2023 martie, am deosebită plăcere de a discuta astăzi cu doamna Manuela Misăilescu, purtătoare de cuvânt al PSD Gorj. Stimată doamnă, bună ziua, bine ați revenit la noi în studio. Bună ziua și bine v-am regăsit, vă mulțumesc tare mult pentru invitația făcută. Pentru că vorbim de bani mulți și vorbim de niște fonduri nerambursabile și care ar fi păcat să nu ajungă așa cum trebuie. Într-o Românie cu multe nevoi și slavă Domnului, nu știu dacă cred că ne-ar lua săptămâni să vorbim de problemele stringente ale României. Știm că există o Românie rurală, aproape arhaică, în anumite zone, în anumite puncte. N-a prea contat România asta rurală atunci când s-au făcut niște planuri, niște proiecte. După ce că nu s-a negociat cum trebuia și n-am primit chiar suma de bani care teoretic ne fusese propusă, iată că de fapt PNR-ul are multe minusuri. Se mai poate remedia ceva? Da. În expoziția dumneavoastră ați scos în evidență foarte multe subiecte, foarte multe probleme și vorbeați la începutul emisiunii despre această alianță unică, dar să știți că unicitatea momentului nu vine din faptul că PSD s-a aliat cu Partidul Național Liberal și cu UDMR-ul la guvernare, pentru că asta a mai făcut-o și în 2012. Corect. Unicitatea o dă momentul în care s-a întâmplat această alianță și nu este un moment deloc favorabil și mai ales în dreptul Partidului Social Democrat, pentru că noi am fost foarte conștienți în momentul în care ne-am înscris în această să-i spun eu, alianță și toată lumea știe că a fost un moment extrem de dificil, 2021, atunci când am încheiat acest parteneriat cu cei de la Partidul Național Liberal. Am fost foarte conștienți de situația în care se află România, am fost foarte conștienți de sarcinile care ne revin în mandatul pe care l-am primit în Parlament. Știam încă de la bun început că este foarte, foarte, foarte greu ceea ce trebuie să facem, ceea ce ne-am asumat. Îmi doresc foarte mult ca această alianță să-și atingă obiectivul și obiectivele Partidului Social Democrat au fost îndreptate către români. Poate în această emisiune o să și detaliem care sunt, să spun, punctele forte pe care noi le-am atins în acest timp pe care l-am avut la dispoziție decembrie 2021 și atât momentul martie 2023 și cel mai, cred că cel mai important aspect care trebuie avut în vedere atunci când analizăm rezultatele acestei alianțe este faptul că am reușit să punem cumva stabilă scumpirilor exagerate
care aruncaseră la începutul anului 2022 țara în haos. Și știm bine că era panica legată de prețurile la carburant, de prețurile produselor de la raft. Și imaginați-vă că în tot acest timp obiectivul Partidului Social Democrat a fost acela de a veni cumva din spate cu majorarea veniturilor românilor, pentru că noi nu puteam să intervenim direct asupra prețurilor care creșteau așa într-un stil alarmant. Nu a ținut de Partidul Social Democrat valul acela de scumpiri și știm că totul se leagă de liberalizarea haotică a prețurilor la energie. Care ne-a fost prezentată cu un moment mai victorios, drept o chestiune care va scoate doar treburi pozitive din ea, exact. Vom vedea cum vor scădea prețurile, cum vor... Exact. De fapt, n-a fost chiar așa. Exact. Exact pe invers. Impactul a fost... De fapt, efectul a fost fix cel pe care nu ni-l doream nicio secundă și la care nu ne-am fi așteptat niciun moment. În momentul în care s-a realizat această liberalizare, neținând cont de faptul că efectele vor avea un impact negativ asupra populației, ne-am trezit în fața unor prețuri pe care noi nu le-am mai putut suporta. Și atunci ce a trebuit să facem? A trebuit să intervenim cu tot felul de modificări legislative care cumva să regleze situația. Revenind la ceea ce spuneați dumneavoastră vis-a-vis de acest plan național de redresare și reziliență și întrebarea a fost foarte directă din partea dumneavoastră, se mai poate face ceva în vederea corectării PNRR-ului pe fiecare componentă în parte? Răspunsul Partidului Social Democrat este da, se poate face ceva acolo unde se dorește. Acolo unde nu se dorește să se facă această corectare, nu se întâmplă. Și exemplul cel mai elocvent din acest punct de vedere este componenta 6, energie. În ceea ce privește problema legată de energie, România în momentul de față are o mare bilă neagră din partea tuturor. Pentru că cineva nu-și dorește sub nicio formă să recunoască faptul că independența energetică este cea mai important aspect, e cel mai important aspect de care trebuie să se țină cont. Sigur că 100% independenți din punct de vedere energetic nu am fost niciodată, însă reușeam să ne asigurăm din producție internă o mare parte din cantitatea de energie pe care o consumam la nivel național. Probabil că și dumneavoastră, la fel ca și mine, la fel ca și urmăritorii noștri, ați văzut care ce ne comunică Transelectrica. A crescut foarte mult importul de energie, iar lucrul acesta nu trebuie decât să ne îngrijoreze și să nu e în regulă. Și să ne ridice un mare semn de întrebare, pentru că importul de energie ce înseamnă? Înseamnă că noi, în loc să ne sprijinim producătorii interni, producătorii autohtoni, noi preferăm să luăm de la alții. Că ea pot produce, ea știu să producă. Și uneori produc la capacitate maximă. Produc la capacitate maximă și de cele mai multe ori, atenție, aici trebuie să urmărim cu mare grijă și cu mare atenție. Importăm de la cei care poluează. Și noi spunem, dom'le, noi nu vrem să poluăm, că noi vrem da, să... Da, adică acele state care nu fac parte din acel Uniunea acord, Europeană da, și din UE și bun. Care își permit. Asta. Acum, ceea ce... trebuie să, de asemenea, să conteze în această discuție și în această ecuație și în subiectul legat de PNRR, este faptul că țări vecine României, membre ale Uniunii, au cerut renegocierea PNRR-ului pe mai multe componente, dar cel mai important pe componenta energie. Gândiți-vă că Bulgaria o face. Bulgaria ne dă lecții din punctul acesta de vedere, dar noi nu suntem capabili să le luăm în calcul, să le luăm drept exemplu. Vin și vă întreb, cine trebuie să renegocieze, de exemplu, pe energie? Ministerul Energiei, să înceapă demersurile. Dom'le, toată treaba, toată politica energetică este făcută de Ministerul Energiei cu aprobarea Guvernului. Toate demersurile trebuiesc făcute dinspre Ministerul Energiei și noi am cerut asta în repetate rânduri. Și nu o facem politică, asta este marea greșeală pe care o fac, nu, dar atenție, este o greșeală voită, că își dau seama. Opoziția și adversarii spun așa, doamne, voi faceți paradă de subiectul, cu subiectul energie.
Dar asta, mie mi se pare că este cea mai mare ipocrizie, să te ascunzi în spatele unor atacuri bolnave, știind că subiectul ăla este de maximă importanță pentru noi ca nație, pentru viitorul copiilor noștri. Pentru că în momentul în care tu distrugi o entitate precum Complexul Energetic Oltenia, tu nu distrugi prezentul, tu distrugi viitorul. Absolut. Tu nu ești capabil să-ți dai seama, om politic, că ștergând de pe harta producătorilor de energie din România CEO, tu compromiți viitorul din acest punct de vedere. Să nu vorbim despre impactul produs în momentul în care se va pune lacătul pe această companie, social, economic, la nivelul județului Gorj. Dar speranța mea este că cei care se află acum în conducerea Consiliului Județean, la conducerea Consiliului Județean Gorj, oamenii politici din Partidul Social Democrat, cu greutate la nivel național, pot ca să cumva și redreseze situația, să reducă și impactul restrângerii activității de la Complexul Energetic Oltenia, dar totodată mi se pare că mai mult ca niciodată Gorjul în această perioadă se dezvoltă în paralel cu activitatea de la CEO. Și cred că asta o vedeți și dumneavoastră. Sunt câteva oportunități de care noi trebuie să profităm și mă bucur că asta este mentalitatea și asta este viziunea autorităților județene și parlamentarilor PSD, aceea de a încuraja foarte mult primarii, mediul economic privat, de a accesa bani pe toate... Păi da, acum mă scuzați, dar ar fi și păcat. Că sunt oportunități care se vor duce. Domnul Catrin, adică nu fost... le avem pe 100 de ani. Corect. E un corect termen până la care poți să aplici. Aplici. Apăsăm pedala la maxim de accelerație în această perioadă. Cât și credeți-mă poate, da, că ați observat cu toții, doi, nu are nicio importanță din ce partid vine un primar, pe cine susține un... om oarecare, un membru oarecare de un gorjan oarecare, că e membru de partid, că e nemembru, nu are nicio importanță. Din punctul nostru de vedere, toată lumea trebuie sprijinită. Din punctul nostru de vedere, toată lumea trebuie îndrumată către aceste fonduri europene care au drept scop dezvoltarea Gorjului și oferirea unei variante la ceea ce se întâmplă la Complexul Energetic Oltenia. Am văzut că în această perioadă au loc și negocieri la CEO cu sindicatele. Eu îmi doresc foarte mult ca rezultatul acestor negocieri să fie unul foarte, o să fie unul în interesul angajaților. Îmi doresc foarte mult ca până la urmă acest plan de restructurare să nu fie pus în aplicare. Cred că toată lumea trebuie să înțeleagă faptul că planul de restructurare, și cred că toată lumea a înțeles lucrul acesta, planul de restructurare este inclus, este parte componentă a capitolului 6 din PNRR Energie și cumva cei care și l-au asumat se știe, se cunoaște foarte bine, sunt e fostul partid aflat la guvernare, în speță USR, prin domnul Ghinea, care numai în interesul românilor nu a negociat la momentul acela, dar cumva toți cei care au contribuit la elaborarea acelui plan de restructurare, în momentul acesta ar trebui trași de mânecă și întrebați ce a fost în capul lor la momentul acela. O paranteză, dacă îmi permiteți. Eu sunt un om care, lăsând deoparte oportunitatea de a face presă, da, și de a face emisiuni, citesc. Și citesc ziare, mă uit la televizor, văd materiale, discut cu oameni simpli. Întâmplător am ocazia să discut și cu primar sau cu viceprimar, consilier local, județeni. Vin și vă întreb, prin calitatea mea de cetățean, România rurală, aia pe care vrem să o săltăm, teoretic, nu? Da. Vrem să o săltăm. În momentul ăsta, avea o prioritate, și mă leg de un singur exemplu, pistele de bicicletă? Nu zic, trebuie să ne raliem la un mediu curat, la niște chestiuni bune. Dar era chiar o prioritate sau putea fi făcută și mai târziu? Deci nu a prins domnul Ghinea? Bine, e o întrebare retorică. Da, este retorică, corect. Nu că e... Dar zic ca idee. De ce n-a prins domnul Ghinea altceva? Ceva de care toată România are nevoie? Sau în planul de redresare și reziliență, consultanța trebuie să aibă cea mai consistentă finanțare? Păi se pare că da. Este o altă întrebare. Da. La fel de retorică. Precum aceea pe care s-a adresat-o dumneavoastră. Aceiași oameni politici, când s-a produs
plecarea de la guvernarea celor de la USR și iată această coaliție PSD, PNL, UDMR. O bună parte dintre cei din USR, dar și membrii PNL de la vârf, oameni politici în ansamblu, spuneau: domnule, nu se mai poate renegocia PNR-ul pe niciun capitol. O spuneau acum. Timpul se scurtează, e adevărat. Nu, în momentul acesta eu zic că se poate. Ne-au mințit, nu... ne-au amăgit, ne-au indus în eroare când spuneau că nu se poate renegocia? Da, pentru că la nivel european s-a creat un mecanism care permite renegociarea PNRR-ului. Da. Pentru că în momentul în care a fost aprobat PNRR-ul era o serie de împrejurări. Acum aceste lucruri, o altă conjunctură, această conjunctură între timp s-a modificat, s-a schimbat radical. Din cauza crizelor suprapuse, prelungite, vorbim de pandemie, iată și acum și războiul din Ucraina, dar și din cauza crizei energetice care este înregistrată la nivel european, mondial, ca să spun așa. Da. Toată lumea este în goana după resurse energetice, da? E, și noi avem și le... Da, iar noi avem și le dăm cu piciorul, foarte ușor. Este, știți ce mă enervează cel mai tare? Faptul că se tot invocă acest motiv, că nu mai sunt puse la punct din punct de vedere al emisiilor grupurile de la Complexul Energetic Oltenia. Păi specialiștii spun altceva. Specialiștii spun greșit. Grupurile de la CEO sunt puse la punct, mare parte din ele. Acolo unde lucrurile nu sunt în regulă se pot remedia. Dar de ce nu ne lăsați să funcționăm dacă noi pe grupurile de la Rovinar, pe grupurile de la Turceni scoatem apă, aer, în sub nicio formă nu poluăm? Cum domnul Ciurel, probabil ați văzut materialul, a fost emblematic în expozeul pe care l-a făcut. De acolo trebuie să se plece. Și cine a văzut acel material să-și pună un mare semn de întrebare. Omul ăsta cum poate să susțină că la CEO grupurile nu poluează pentru că sunt din punct de vedere tehnologic updatate cu tehnica la nivelul cerințelor impuse de Uniunea Europeană și vin unii să spună: nu, dom'le, că noi poluăm, că știți, cărbunele poluează, știți, noi vrem un mediu curat în regulă, dar hai să ne uităm ce e mai important în moment, ce ne arde buza acum. E corect. Posibil că la un moment dat spuneau specialiștii: domnule, dar voi v-ați gândit vreodată că închidem noi tot, da? Dar nu doar noi, nu doar România se confruntă cu această criză și această lipsă, da? Se confruntă toată Europa. Voi de unde vreți voi să mai luați? Vă imaginați că în momentul în care veți ajunge la mâna acelor țări care acum produc, vor produce și pe viitor, prețul pe care îl vor cere când vor ști că voi nu mai aveți nimic acasă se va tripla, dubla și de nu știu câte ori mai mare, vă gândiți la chestia asta? Victimă sigură la discreția celor care produc energie. Și în momentul ăsta nu suntem la cheremul lor 100%. În momentul acesta noi mai avem o șansă și tot plătim. Deci către ce ne îndreptăm este întrebarea legitimă, cred că de pe buzele tuturor. Noi ce vrem să facem cu România? Păi pe PNRR în sănătate, că ați adus în discuție la începutul emisiunii, gândiți-vă că au fost aproape 50 de spitale cuprinse în PNRR, iar în Oltenia niciunul. Câte 5-6, nu știu, în Cluj, în Constanța, în Timișoara, în Arad, în Oltenia niciunul. Doar o extindere pe la Craiova, o extindere. În PNRR. Și acum am avut deputați din partea PNL Gorj, sau bine, parlamentari din partea PNL Gorj în guvern. Adică parte a structurii de putere centrală. Care n-au zis pâs când s-a elaborat. Am atras atenția de fiecare dată atunci. Am zis: dom'le, nu e ok, nu e în regulă, România e deficitară, România e nul și avem această mare... Dar nu asta e sau poate... Sunt două mari nenorociri pe care le-au făcut pe zona de sănătate, din punctul meu de vedere, citind componenta asta pe sănătate. 1. Au prevăzut 49 de spitale în România, noi, niciunul în Oltenia, da? Și 2. Din cele 49 de spitale, jumătate, erau trecute acolo aiurea. În ce sens? În sensul că au picat direct la o primă verificare a comisarilor europeni, astfel încât pe lista aceea viabile nu au mai rămas decât 25 de unități. Și că au zis ăia, s-au uitat ăia de la comisia și au zis: dom'le, ce spital vreți voi? Voi nu aveți, nu vă încadrați, nu puteți să faceți. De ce ne-au ocolit în halul ăsta? De ce și-au bătut joc în halul ăsta?
cred că domnul Ghinea, domnul Voiculescu... Vă imaginați câte explicații au ei de dat românilor? Vă imaginați că le veți primi sau eu le voi primi? Eu mă aștept să nu le primesc de bunăvoie, dar cu sila, ca să zic așa, trebuie să le ofere. Aia da, e o altă discuție, dar de bunăvoie mă îndresc. Pentru, nu, că nu mai am nicio așteptare, nu mai am nicio pretenție, da, s-au dus de mult. Așa, revenind la, știți că dumneavoastră ați pornit foarte bine discuția asta. Spune, doamne, ați intrat la guvernare, iată, o radiografie completă. Da? Ați intrat la guvernare, uite ce trebuie să faceți voi, da? Aveți PNRR-ul, pe aia, pe aia, pe aia. Toate lucrurile acestea, în loc să ne concentrăm, dacă veneam pe un cadru bine făcut, pe un PNR sănătos, da, pe o viziune cumva care putea fi dusă mai departe și pusă în aplicare, treaba era mult mai simplă. Dar evident, noi ce facem? Noi trebuie să corectăm. Să ne rugăm de comisarii europeni să nu ne oblige ca până în 2070 să menținem plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii. Că... Și aici a fost o întreagă nebunie la momentul ăla. Deci imaginați-vă cât efort... Și scandal și show la televizor. Cât efort este... Pentru că problema nu e rezolvată, gata, am scăpat. Deci noi am inițiat un demers pe care noi... sunt semnale favorabile că... Doamne, ideea este că noi spunem că nu se pune problema, că acest plafon, că și comisarii europeni au zis, bă, da, chiar voi n-ați anticipat că e o problemă, adică pe bune vreți acum să corectați ce ați făcut voi? Voi oricum păi, aveți o problemă. E o chestiune asumată, semnată de niște oameni. Bineînțeles. Din partea statului român. Noi acum, în tot timpul ăsta, ceea ce ne concentrăm să facem să corectăm. Păi, de ce trebuie? De ce nu? E vreun domeniu unde, din PNRR, unde lucrurile sunt cât de cât ok și n-ar trebui făcute corecții majore? Că vedem că acolo sunt probleme, acolo sunt probleme, acolo sunt probleme. Păi eu cred e că peste tot trebuie, deci trebuie intervenit pe alocuri. Da, trebuie, dar din punctul nostru de vedere, cele mai importante domenii sunt acestea. Educația, sănătatea, energia, transporturile. Noi aici trebuie să fim la literă bine puși la punct. E foarte greu să facem chestia asta. Domeniul energiei, evident, fundamental, esențial într-o bună funcționare a oricărui stat, poate fi subiectul unei rocade? Știți că la un moment dat socialdemocrații, sau așa spunea presa centrală, socialdemocrații ar fi dorit puțin peste protocol sau în afara protocol, în plus față de protocol, și anume și o redesenare a configurației miniștrilor în anumite ministere. Propunerile pe care se pare că liberalii, acum o lună și jumătate când se discuta, au zis nu, respectăm protocolul. E vreo șansă, concret, cu subiect și predicat, să preia Partidul Social Democrat energia? Dacă Partidul Social Democrat nu va prelua energia, este esențial ca domnul Virgil Popescu să plece de la energie. Am înțeles. Pentru că intențiile... ministrului Virgil Popescu, dar haideți să fim foarte sinceri în fața gorjenilor, în fața urmăritorilor noștri, girat de PNL, inclusiv de PNL Gorj, face aceste nenorociri. Dacă cei de la PNL nu l-ar susține pe domnul Virgil Popescu, dacă PNL nu ar fi de acord cu ceea ce face domnul Virgil Popescu la energie și mai departe domnul Plaveti la complexul energetic Oltenia, care a spus cu subiect și predicat, dom'le, n-am ce faci, trebuie să pun planul în aplicare, că asta e, n-am cerut nimeni schimbarea lui. L-ar schimba, i-ar schimba, ar face ceva, dar nu se întâmplă nimic. Asta să înțelegem că duce la ideea că PNL acceptă măsurile pe care le ia domnul Vigil. Asta s-ar înțelege. Credeți altceva? Că altfel mă gândesc că te-ai gândi serios să-l înlocuiești. Nu știu, păi da, gândiți-vă că până acum m-am uitat la ultimele declarații ale liderilor PNL Gorj, că și-au dat seama de amploarea dezastrului pe care îl provoacă și ușor, ușor încearcă să se dezică, știți, nu știm pe la complexul Lenin, nu, noi nu suntem de acord cu domnul Virgil Popescu, nu, avem mari îndoieli cu privire, păi cine a fost Virgil Popescu? Virgil Popescu este lipit complet de conducerea PNL Gorj. Asta cine nu înțelege și cine nu o vede, înseamnă că nu vrea să o vadă. Lucrurile nu pot fi separate. Virgil Popescu egal PNL Gorj. Să fie foarte clar pentru toată lumea. Declarațiile astea... Chit că el vine din PNL Mehedinți. Deci domnul vine Catrina, de acolo. Păi suntem copii, vorbim a cine furăm căciula unii la alții. Asta vă vor spune cei de la PNL. Doamne, e de la PNL Mehedinți.
Păi și crede cineva, adică ține explicația asta? Adică, scuză, vai, nu, nu, deci nu. Păi au făcut parade până acum, împreună, poze, photoshooting-uri peste tot. A fost singurul ministru care a venit la învestirea domnului Iordache la alegeri, la conferința de alegeri, a fost lăv până la capăt. Acum când au văzut că scârție treaba și că dezastru efectiv nu se produce, știți că nu putem să fim de acord întru totul cu domnul Virgil Popescu. Dar nu au spus o vorbuliță despre de ce nu sunt de acord cu domnul Virgil. V-au spus? A spus vreodată cineva din PNL Gorjule? Noi nu suntem cu domnul Virgil Popescu de acord pentru că X, Y, Z. N-am văzut declarații de genul ăsta pe nicăieri. Că nu există. De aia n-ați văzut. Nu există. Cum n-au vorbit nici în momentul în care s-a elaborat PNRR-ul, cum nu a vorbit nici în momentul în care s-a scris acel plan de restructurare de la complexul energetic Oltenia. Acolo a fost să ziceai că era secret cel puțin din aria 51 de la americani. Deci a fost ținut în atâta secret încât membrii ai guvernului, asta o știu, membrii ai guvernului nu avuseseră acces la documentele respective. Asta mi se pare de noaptea minții. Deci, bun înțeleg, nu e un document destinat țaței Floarea de la nu știu, stânceștii din DOS. Da. De pe Cuclauri. Dar totuși, să fie cât de cât un document relativ cunoscut, secret, mi se pare firesc asta să fie. Dar, dumne, deci, în atâta secretomanie. Și când a apărut, ce să vezi, nebunie. Rupea ce-o în două. Da. Și l-a rupt în două. Ce să mai, da, ne mai ascundem? Da, da, exact. Ce facem acum? Vedem că, în egală măsură, Dumnezeu să ierte pe cei care au murit groaznic, nu cu mult timp în urmă. Vedem acum că lumea se panichează că se cer daune morale de foarte mulți bani. Dom'le, au murit oameni. Oamenii n-au avut nicio șansă. Nicio șansă. Au murit ca șobolanii. Da. Dumnezeu să mă ierte. Și să ierte Dumnezeu și pe ei pentru că n-au avut nicio vină. Unde suntem? Și colac peste popoză și acolo, în condițiile, Catrina, și în condițiile astea tot există riscul închiderii CEO nu peste multă vreme. Imaginați-vă că drama angajaților de la Jil Sud nu este explicată nici acum. Drama momentului când s-a produs în ianuarie, da, pe jumătatea lunii, da, jumătatea lunii ianuarie, ceva de gen. Avem cam o lună jumate de atunci. Două luni avem, da, aproape, domnul Catrina. Da, în 10 zile trebuia un plan prezentat, acel plan de măsuri. Avem declarația la televizor a domnului Popescu, da? Care a spus. Asta a spus atunci, în 10 zile eu nu pot să-mi șterg din memorie, da, n-am văzut fața planul zâmbitoare de la prefectura domnului Virgil Popescu când a coborât din cabinetul prefectului în fața presei, parcă se întâmplase o minune la complexul energetic Oltenia, parcă găsisem un zăcământ nedescoperit încă de cărbune pe care trebuie să-l exploatăm. Când de fapt era vorba despre o nenorocire care se petrecuse cu câteva ore înainte. Eu nu pot să-mi șterg din minte seninătatea cu care a venit în fața camerelor de luat vedere și era așa, parcă zen, n-avea nicio treabă, nicio empatie, nicio urmă de regret pe fața dumnealui. Dincolo de acest aspect, nici nu s-a întâmplat nimic. În afară de faptul că a plecat domnul Burlan, o altă victimă a domnului Virgil Popescu și a conducerii PNL Gorj, săracu, nu s-a întâmplat absolut nimic. Ați văzut dumneavoastră vreun drum? Pentru că, apropo, imediat s-a făcut o numire în directoratul complexului energetic Oltenia. La câteva zile, da? Paradă prin cariere, poze, lângă utilaje, pe drumurile acelea nămolite și până la glezna angajaților, s-a întâmplat. Vă întreb, s-a întâmplat ceva din momentul acela în CEO? N-am fost acolo, nimic. Dar înclin să cred că nu. Păi dacă se întâmpla, vedeam. Era obligația lor să ne comunice ce măsuri au luat după drama de la Jil Sud. Era de bun simț. Da, dar acum se panichează unii alții când se aud sumele ce se vor a fi date acelor familii. Adică avocatul familiilor solicită, da, niște sume, nu micuțe, foarte mari, dar justificate, din punctul meu de vedere. Viața unui om cred că nu are preț. Sigur că da, sigur că da. Cu atât mai da. Mult viața mai multor oameni. Da, vă întreb eu, de ce, retoric, de ce se dezice conducerea PNL Gorj de domnul Virgil Popescu când nu s-a întâmplat nimic? Nu s-a întâmplat nimic, nu a intervenit nicio schimbare în abordarea domnului Virgil Popescu.
De ce schimbarea asta de atitudine a celor de la PNL Gorj? De ce nu-l mai agrează? De ce nu-l mai susțin? Că Virgil Popescu este același Virgil Popescu îndreptat împotriva producătorilor autohtoni din 2019. Este cel mai longeviv ministru al energiei din, nu știu, ultimii câți zeci de ani. Da, păi stai acum să mă gândesc la perioadă și cred păi că gândește-te că e din 2019. Cred că aveți, da. Are 4 ani la conducerea complexului energetic, la conducerea Ministerului Energiei. Apropo de chestia asta, așa, luați în calcul faptul că în ultimii 10-12 ani politica energetică a României este făcută de miniștri de dreapta. Toți miniștrii din ultimii 10 ani sunt cu viziune de dreapta. PSD-ul nu a mai avut miniștri în ultimii 10 ani la energie. Că a fost ministrul economiei de dreapta, care e în sub umbrela căruia era Ministerul Energiei, că a fost direct ministrul energiei, după aceea Anton Grigorescu, sunt mulți. Dar am făcut un calcul și ne-am dat seama că în ultimii 10-12 ani doar politică de stânga, de dreapta s-a făcut. Miniștrii de stânga n-au mai fost, în speță de la PSD. Sunt șanse reale acum să se producă rocadă și aici, la Ministerul Energiei? Repet, fără Virgil Popescu, că revine partidului, că va prelua Partidul Social Democrat, că rămâne în sarcina PNL, dar fără Virgil Popescu. Va fi o condiție la ultimele runde de negociere? Nu știu, dar îmi doresc să se întâmple la asta. Înțeles. Bun, este foarte important ca în această perioadă să se rețină un lucru. Avem câteva șanse să dezvoltăm România aia rurală, Gorjul ăla rural despre care vorbeați dumneavoastră. Șansa este dinspre PNRR, pe dezvoltarea comunităților locale, dar și pe Angel Salini. Da. Angel Salini, știți că este de fapt continuarea PNDL-urilor PNDL 3. E un fel de PNDL 3. Cu alt nume. Da, nu contează. Important este că s-au respectat principiile. Ne dorim foarte mult să sprijinim autoritățile locale în accesarea banilor de pe cele două componente. PNRR, Angel Salini. Până acum, rețin, sigur că și înainte de, și pe finalul 2022, dar e foarte important de reținut aspectul următor, că în, doar în 2023, de la începutul lui 2023, prin cele două programe, Angel Salini, PNRR, au fost aduse în Gorj aproape 200 de milioane de lei. E foarte important. Este foarte important. Inclusiv, cum spuneți dumneavoastră, spre acele păcătoase piste de biciclete. Dar să știți ele că sunt nu sunt bune. Împotriva. Nu, ele sunt bune, să nu fiu perceput greșit. Și eu vreau să protejăm mediul. Dar eu simt că România aia rurală parcă avea alte nevoi. Mi-aș asta dori este ca... supărarea mea. Da, corect, corect. Dar avea să știți că acele piste de biciclete nu au înlocuit un proiect mai bun. Au fost... Pentru că așa s-a scris PNRR-ul pentru că așa componenta s-a scris PNRR-ul aia, și aici, primarii au zis, pe asta uite, știți ce îmi place mie cel mai tare, deci vă spun supărat. Sincer că am văzut o pistă de biciclete, știți unde, pe, spre Câmpul Mare, Colibaș, spre Scoarța, da. Deci cât de mișto e pista aia de biciclete, vorbesc serios, gândiți-vă că sunt oameni care locuiesc în Colibaș, vor să ajungă, nu știu, în... Înspre Scoarța, bine, nu ajunge chiar până la Scoarța pe partea aia, dar e o, pe o lungime destul de luată în calcul, de bine luat în calcul, de mare, și mi s-a părut foarte mișto, că nu poți să te deplasezi cu bicicleta pe carosabil, da? N-ai cum. Cum, se da. Circulă, e drum național, se circulă, cu n-ai cum, dar cu bicicleta pe acolo poți, poți și mi-aș dori ca să lege Târgu Jiu de novaci cu astfel de piste de biciclete. Vorbesc foarte serios. Eu cred în chestia probabil asta. Probabil se va concretiza la se un moment dat. Se va și întâmpla lucrul acesta și îmi doresc să se întâmple. Pentru că e bine. Așa e normal. Mai avem mult până departe. Scopul nostru al PSD-ului este de a aduce bani în toate localitățile Gorjului. Indiferent de culoarea politică. Și s-a văzut că n-ați ținut cont de faptul că credeți-ne, la comuna X este un galben, la comuna Y adică e un primar, violet sau mai știu eu ce. Dacă un primar a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe președintele Mihai Weber, pe domnul Cristian Rujan sau pe domnul Claudiu Manta sau pe domnul Cosmin Popescu, pe oricare dintre ei. Și i-a solicitat ajutor. Și a spus, domnule, am nevoie de sprijin în susținerea acestui bun, proiect. N-a întrebat nimeni. Bă, stai tu, de acum la ce partid ești de măsuni? Și vă întreb, este un păcat capital sau mai puțin capital, dacă îmi permiteți, să
apari într-o poză la semnarea unei, unor documente pentru demararea unei investiții, dacă nu ești din partidul respectiv, că am văzut o agitație în momentul în care primari liberali, primari cu state vechi, meseriași în domeniul lor, da? Evident că au făcut o poză la, cred că la Ministerul Dezvoltării, da, dacă nu mă înșel, da, în prezența subsecretarului de stat, secretar de stat, parlamentar de Gorj, etc. și altor primari socialdemocrați. Și s-a generat așa o rumoare în Gorj. Dom'le, acum... că de ce fac asta? Înseamnă că vor să treacă la PSD în 2024. E păcat să faci poze? Păcat. Nu este nici ilegal, nici imoral, nici păcat, nici cum. Pentru că eu spun așa, că oamenii din conducerea Partidului Social Democrat, cred că calitatea acestor oameni nu mai poate fi pusă la îndoială, dar nu stabilește Partidul Social, nu stabilește Cosmin Popescu, Mihai Weber sau altcineva din PSD când vin oamenii să semneze, da? Ei, fiecare primar este programat de la Ministerul Dezvoltării când trebuie când să vină să semneze. Bineînțeles că e luată pe calupuri treaba asta. Dom'le, Gorjul când va semna? Hai să chemăm oamenii de la Gorj să semneze. Relația bună a conducerii PSD cu toate UAT-urile din Gorj nu poate să fie contestată. Aceste poze demonstrează aprecierea acestor primari pentru cei care i-au sprijinit. Asta trebuie să se înțeleagă. Dacă vor veni sau nu vor veni în Partidul Social Democrat și vor să candideze sub SIC, în definitiv asta este întrebarea dumneavoastră, din ce înțeleg, vom vedea. Dar nu asta este criteriul. Dar nici nu puteți să spuneți acum că le veți închide ușa dacă vor dori să se îndrepte. Domnul Catenan, bineînțeles că nu poți să închizi ușa unui primar care își dorește să dezvolteze localitatea. Da. Să dezvolte localitatea. Dezvoltarea localităților este scopul nostru final. Corect. În momentul în care își dorește să se implice și cere sprijinul și vedem în mod clar că omul acela e un tip cu mintea deschisă și politic, și administrativ, și din toate punctele de vedere, cum se închizi ușa? Scurt pe doi, pentru că mai avem circa 30 de minute, hai un minut, cu indulgența lui Marian. Ce vă avantajează mai mult pe dumneavoastră PSD? Alegeri comune, pe o listă comună? S-a mai încercat în trecut și s-a văzut că generează și tensiune și o relativă instabilitate după, în cazul unei rupturi, sau să merge separat și eventual refacerea coaliției după? Partidul Social Democrat, din punctul meu de vedere, va ieși învingător în orice formulă ar candida, în orice formă s-ar înscrie în alegeri. Dacă Partidul Național Liberal, că am văzut că dinspre PNL se lansează această ipoteză, își dorește lucrul acesta, nu pot să le asigur că se va și întâmpla în momentul acesta lucrul pe care și-l doresc. Îi înțeleg, pe de o parte, dacă este să fiu cumva sinceră față de ei, îi înțeleg, chiar le înțeleg îngrijorarea. Gândiți-vă că... Scăderea intenției de vot sau de ce? Frica de scăderea intenției de vot? Ei, vedeți cum stau în sondaje. Vă întreb că vedeți cum stau în sondaje ce la Partidul Național Liberal. O simt și ei foarte bine că sunt slăbiți din punctul acesta de vedere. Sunt extrem de vlăguiți după atâția ani în care s-au aflat la guvernare și să-mi fie cu iertare, nu s-au remarcat. A trebuit să vină cumva sprijin din partea PSD ca să supraviețuiască pe mai departe. Le înțeleg din punctul acesta de vedere dorința și îngrijorarea, dar nu cred, personal, nu cred că va fi o listă comună PSD-PNL la alegerile care urmează, pentru că PSD-ul n-ar avea de câștigat dacă ar fi în echipă cu PNL-ul pe liste comune. Nu, efectiv, n-ar avea decât. Ba din contră, cred că ar mai deconta și din păcatele și PNL-ului. Și cred că ați destabiliza niște organizații, niște relații umane create până acum în PSD. Adică oameni care din această cauză nu s-ar mai regăsi, firesc, numerii vorbind, pe o listă. Și da, rămân corect. Niște frustrări, rămân niște supărări. Da, aceste frustrări ar fi și de o parte și de cealaltă. Evident. Sigur că sunt oameni care probabil s-au implicat în cele două tabere. Și care vor și să... Sigur că și la Partidul Național Liberal nu contest faptul și chiar am bunii amici din PNL care, dacă e să mă întrebați, nici ei nu sunt în acord cu ceea ce se întâmplă în momentul de față și au și ei dezamăgirile lor. Sunt și acolo oameni de bună calitate, sunt și acolo oameni capabili și oameni care ar face performanță dacă li s-ar da șansă, dar din
punctul meu de vedere, nu va fi candidatură pe liste comune, pentru că nu cred că PSD-ul ar avea de câștigat, ba din contră. Am înțeles. Mulțumim pentru prezență, putere de muncă. Vom avea cu siguranță oportunitatea de a duce mai departe firul evenimentelor. Doamne ajută să fim sănătoși. Doamne ajută să fim sănătoși. Le doresc tuturor primarilor forță de muncă, inspirație. Partidul Social Democrat are ușa deschisă atunci când vor să aibă sprijin în a susține proiectele. Știu că ei vor găsi întotdeauna ajutor dinspre PSD. Decizia pe mai departe le aparține. Nu este condiționată sub nicio formă venirea la partid de susținerea acestor proiecte. Oamenii știu asta, nu trebuie să mai explic, dar o fac pentru urmăritorii dumneavoastră, pentru că până la urmă gorjul contează. Absolut de acord. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatei noastre, o zi cât mai plăcută. La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina.